asta, vreau să fie pentru dumneavoastră o încurajare, pentru că se poate cu Dumnezeu. Când vedeți lucrurile realizate, vreau să vă spun că creșteți și voi în credință și ziceți și zici inima ta, Doamne, cu tine pot totul. Pavel spunea lucrul acesta în Filipeni, zicând 4:13, pot totul. Dar chiar totul? Totul. În Hristos. Frații mei, ca orice lucrare de la Dumnezeu, în primul rând, trebuie să aibă un trecut. Trebuie să aibă un prezent în care va trebui să venim cu recunoștință înaintea Domnului și totodată trebuie să aibă și o istorie. Un viitor. Amin? Amin. Pentru că de ce spun că nu știe nimeni în afară de mine și de Dumnezeu? Toate activitățile, nici frații nu știu, care s-au făcut în această biserică, eu ne-am notat aici. De aceea v-am cerut permisiunea să îngăduiți 7-80 minute ca să pot să dau citire, pentru că le-am luat din această agendă și cred că la mulți o să vă facă bucurie ceea ce o să auziți. În primul rând, în toate, recunoaște mâna Domnului. Amin. Amin? Amin. În perioada de numai un an, ne-au vizitat frați, păstori și presbiteri. Fratele Mitică de la Torin. Dau citire ca să vă aduceți aminte și să vedeți cât de mare este Dumnezeu nostru. Oameni binecuvântați. Oameni care sunt chemați la o chemare sfântă și care Dumnezeu i-a trimis aici. Și ne-a făcut nouă bucurii. Fratele Mitică, fratele Ungureanu, fratele Gigi Munteanu, fratele Iosifanca, fratele Călinuț de la Baia Mare, eu am trecut și datele. Fratele Fane Grigore de la Cluj, fratele Petrică Vrăbioru, fratele Gabi Zegrean, 8 și 9 februarie, fratele Gigi Munteanu pe 18 decembrie anul trecut, fratele Timotei Florea la o conferință de tineret pe data de 23 decembrie, fratele George de la Târgu Jiu pe 29.1.2017, fratele Aurel Șultuț, profesor la seminar, 12.2, fratele Florin de la Dăbuleni, fratele păstor Ovidiu Lungu, tot de asemenea la o conferință, fratele Ion Severea de la Lugoș, a fost vizitat și de un preot cu numele de Mihai Costinaș, pe data de 12 martie, fratele Dan de la Lăzărești, fratele Alexandru de la Cinzelu, fratele Petru Ungureanu 14.5, din nou fratele Petrică Văbioru la o conferință de familie, ne-a vizitat și fratele Ionică Neac de la Lugoș pe data de 28.5, fratele Verberaș pe 3.6, fratele Ruben de la București pe 16.7, fratele Fane de la Arad, păstor și Sadova, pe 27 ne-a vizitat fratele Nelu Roman, Lucian Stărescu de asemenea, pe 24 septembrie ne-a vizitat Ivan Mircea, fratele acela în Cărucior, fratele Pavel Pătrăuțan, Pătruț, cel care a primit scrisoarea din Petențial, că cel care l-a omorâsă pe fiul său după 20 de ani, i-a trimis scrisoare zicând că eu am omorât pe copilul tău. Și a fost o mărturisire pentru noi în care ne-am zidit și am văzut ceea ce înseamnă un om pocăit. De asemenea, 12 octombrie, fratele Petru Oroș, pe 28-29 octombrie, pe 19 octombrie, poate fratele nu știe, fratele Petrică de la Climboca ne-a vizitat. De asemenea, a fost vizitat de fratele Dumitru Budac, păstorul care am avut duminica trecută, în mijlocul nostru. Total, 36 de lucrători într-un an ne-a vizitat. E mare Dumnezeu? Amin. Trăiască în veci numele Domnului. Cântăreți! Călinuț de la Toflea, pe 15.1. Fratele Alexandru Chiriță, pe 5 februarie. Sora Ligia Bodea, pe data de 5 martie. Marius de la Bărbulești, a venit cu fratele Dan de la Răzărești, pe data de 9.4. Fratele George Vârteș, de la Bistrița. Pe data de 23.4. Fratele Nicu Taicu, din Republica Moldova. Știți, cel care a cântat și la instrument la nari. Pe 27.4. De asemenea, pe
Treia și șasea, fratele Ververaș. Adiențea, acel cântăreț om, ne-a vizitat pe 2-a 7-a. De asemenea, fratele Franții, am avut deosebită plăcere să-l avem în mijlocul nostru și pe el, pe 17 noiembrie. Pe 16 septembrie, fratele Zlauco, cu Zeno, cu Gigi și Covaci, ne-a vizitat. Pe 24-a 9-a, Chirița Alexandru ne-a vizitat cântărețul. Și pe 1 octombrie, fratele Marcel și David de la Reșița, cel care cânta cu trompeta. 17 cântăreți ne-au vizitat anul trecut. Și acum să vedem lucrurile spirituale. Botezul. Primul botez, cu ajutorul Domnului, l-am avut pe 15 aprilie. Și au fost frații Lucian, Daniela, soția lui, fratele Costel, sora Alexandra și sora Eliza, pe 15 aprilie, 5 candidați. După aceea, pe 3-a 7-a, am avut 18 candidați. Sora Izabela, Andreea, Narcisa, Bianca, Mela, Doina, Aurica, Iosif, Viorel, Marius, Teofil, Călin, fratele Minut, Daniel, Cristi, Florin, Prințul, Giamailă și Cristian de la Bolonie. 18 candidați pe data de 3-a 7-a. Am mai avut un botez la Balins pe data de 13 august și au fost botezați frații David, fratele Beni, sora Deborah, sora Rebecca, fata lui sora Mari, ăsta a fost la Balins acest botez, dar împreună cu fratele nostru Mihăiță ne-am deplasat noi la Balins și am oficiat, de asemenea, a mai fost un sufle cu numele de Adrian, încă 5 candidați pentru slava Domnului. Pe data de 16-a 9, fratele Colorado, fratele Abel, fratele Diana, sora Estera, Gionelia și Marcela au încheiat legământul cu Domnul. Anul, într-un an de zile, 34 de suflete au încheiat legământul cu Domnul și pentru toate zi, slăviți să fie Domnul! Amin! Binecuvântări de copii. Prima am avut-o pe 18 decembrie. M-aș fi bucurat ca să fie și părinții aici, dar am observat că mulți dintre ei nu sunt, nici din cei botezați, dar zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eu am ținut cont de ei, i-am notat, crezând că citindu-le numele în seara asta, va fi pentru ei o bucurie. Și totodată își vor aduce aminte cu bucurie că au făcut un legământ cu Domnul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Copilul Matias, copilul fratele Bogdan și Căicuța, pe 18-a 12. Copilul Angel, copilul Cătălin și lui Nicoleta. Fetița Miria, fetița lui fratele Samuel și Irina. Filip, copilul lui Amba și al lui Gabi. Denis, copilul lui Mădălin și Zaura de la Cremona. Ana Lidia, fetița lui fratele Andrei și Olga de la Romania. Denis, copilul Colorado și sora Bianca. Kevin, copilul lui fratele Vasile și Bianca. Rose Maria Alice, fetița lui fratele Prințu și Aurica. Și Traian, copilul fratele cu sora Claudia. 11 copii au primit binecuvântarea de la Domnul în anul care a trecut. Și la Domnul. În fiecare lună, în luna lui iunie am făcut-o de două ori, pentru că a fost și botezul și am zis ca cei care au făcut botezul să participă și la cina. Până luna aceasta am făcut 13 cine, că am făcut în două luni de două ori. Și mai avem una cu ajutorul Domnului, care o vom face luna viitoare. Alegeri pentru slujire, pentru slujbe. Una singură. Și aceea am avut harul de la Dumnezeu să fiu eu prezentat înaintea bisericii și în slujba de păstor, biserica de la Cremona și biserica din loc și-au dat acordul că sunt de acord ca cât ori mai putea cu ajutorul Domnului să-i păstoresc. Domnul să-i binecuvinteze. Conferințe de familie. Am avut o conferință pe data de 27-a 5-a.
conferințe de tineret. Au fost 4, pe data de 23-12 am avut invitat pe fratele Timotei, pe 25 pe fratele Rungu, pe 27 mai Petrică Vărbioru, pe 28 octombrie fratele Petru Oros și pe 9 decembrie, un anunț, conferință de tineri, îl avem în mijlocul nostru pe Cristi Boariu. Deci pe 5 decembrie facem cea de-a 5-a conferință de tineret și pentru lucrul acesta zic mărit să fie Domnul. Amin. De luni, aviz acum e pentru noi. Mulțumesc. De luni până duminică, ca biserica aceasta să fie protejată de orice lucrare a celui rău, este asigurată de post. De luni până duminică, biserica este asigurată prin post și rugăciuni. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica și frații care aduc această slujbă înaintea lui Dumnezeu. Amin. Așa cum ați văzut, s-a format un grup, tot în anul acesta, s-a format un grup de surori tinere și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ele mai sunt și acolo, prin bănci. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și a format și un grup de surori tinere care laudă pe Dumnezeu. A luat ființă de asemenea orchestra bisericii. Deci în biserica aceasta, tot în anul acesta, a luat ființă biserică, orchestră a bisericii, care sunt 32, mi se pare. 34 de instrumentiști. Imaginați-vă că dacă o să vin aici, nu o să mai avem loc. Dar și pentru lucrul acesta zic, mărit să fie Domnul. Așa cum ați observat, în biserică sunt multe viori și fratele directoraș a început cu instrumentele, cu vioara, să aibă, adică să se continuă ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Nu uit să vă reamintesc că în mijlocul nostru este cel mai bătrân viorist, cel mai bătrân instrumentist din tot neamul nostru și acela nu e altcineva decât tatăl meu, fratele Petrică, și zic Dumnezeu să-l binecuvinteze. E o tradiție. Instrumentele la vioară. Și acum observați aici mai multe viori, ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat ca să ducem mai departe și lucrul acesta, dar pentru slava lui Dumnezeu. Au fost frați care au terminat seminarul în acest an, 2 ani au făcut, zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și ceea ce vreau să vă mai spun, puneți-vă toată nădejdea în Dumnezeu. Amin. Fratele nostru Mihăiță spunea, și o rectific și știu lucrul acesta, n-au avut 6 mici. Bani am avut 2000. Dar mai aveam dați la frați care am încercat să-i ajutăm și am avut bani dați la frați, dar am plecat cu 2000 de euro. Și ne-a dus, așa cum a spus frații, dar rămân la 6500, că am primit banii de la frați, am avut 6500. Un lucru care vreau să-l menționez, dacă vreți să-l accentuez. Și ne-a costat lucrarea 65.000. De câte ori ne-a dat Domnul? E 10 ani. Biserica, de când s-a înființat aici, 3 sferturi, își dau 10 ani. Și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Recunosc înaintea Domnului că pe primul loc Dumnezeu ne-a ajutat până aici. Dar vreau să mulțumesc fiecărui frate care și-au adus această contribuție. Fiecare de fiecare a făcut-o cu dragoste. Și când faci din toată inima pentru Dumnezeu să vezi rezultatele, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare frate. Amin. Spuneau frații că am plecat, cu asta închei. Cred că n-am depășit 1 minute, mai am 2 minute. Am plecat cu 42 de membri. 42 de membri. Eu aici le-am promis că va aduce Dumnezeu ziua în care și să-i citesc. Dar înainte de lista mea, uitați, 42 de inși. Atunci când am început, 42 de oameni au fost aici. Și am avut 2 prieteni. Una era cu scra mea, Mioara, mama lui sora Simona, și una venise să ne viziteze. Și în anul acesta Dumnezeu ne-a mulțit. Exact cum spune în Fapte, capitolul 9, cu versetul 31, că biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umplau în frică de Domnul, și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeam.
Suntem 103 și mâine vom fi 106. Pentru că aștept niște transferuri mâine. Ne dăjduim ca anul viitor să ne dea Domnul ceva bun. Dar prin toate lucrurile acestea am vrut să scot în relief ceea ce spuneau și frații. Că aici nu-i lucrare omenească. Și noi recunoaștem că fără de El nu putem. De aceea Lui dăm toată slava. Mă alătur și eu, cum spunea salmistul, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Acesta este Dumnezeu. Pe viitor, pentru anul 2018, vrem ca zidul ăla să-l dăm jos. Că mai avem acolo un alt locaș și dacă Dumnezeu ne va ajuta, frații, știu lucrul acesta, o să-l dăm jos. Și o să luăm și celălalt locaș, pentru că Dumnezeu dorește să aducă suflete la mântuire. De aceea, ultimul lucru, zic tot ca un fel de lucru, de, ca un angajament așa care mi-am propus și vreau să-l aduc înaintea bisericii. Anul acesta am sunat de 3-4 ori pentru a face stăruință pentru Duhul Sfânt. Prioritar din ianuarie 2018 va fi lucrarea Duhului Sfânt. Vom face stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Și pentru toate lucrurile ceea ce eu v-am spus aici, îl măresc pe Dumnezeu. Îl glorific pe Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet. Și deja am zis că suntem 104, 103 membri, 104. Pentru că aici mai sunt frați care ne vizitează de când s-a deschis biserica. Dar nu au avut puterea, nici noi nu forțăm pe nimeni. Lăsăm ca Duhul Sfânt să-i convingă și să vină ei să zică, frate, vreau și eu, am auzit atâtea lucruri minunate. Pentru asta am citit aici. Totul se înregistrează. Și dacă se face aici pe pământ o înregistrare, cu cât mai mult se face în cerul lui Dumnezeu. Dar un lucru pentru ei care ne vizitează de un an de zile, sunt prezenți, îți dau zeciuiala, să zic așa, îți dau zeciuiala, dar nu au putere să vină să scrie mine. Pentru ei vorbesc acum. Cineva spunea, ca să înțelegem bine lucrarea aceasta, este la fel cum s-ar întâmpla un accident cu cineva și îi se rupe piciorul de la genunchi. Acum, cu știința aceasta, se duc la un specialist și le construiesc o proteză. Proteză la picior. Și ei, slavă Domnului, merg zi de zi, își fac treburile, vin și duminica la biserică, vin și joia cu piciorul de lemn. Numai că Dumnezeu îi spune așa, că noi suntem mădulare în trup. Și ca să te scrii aici, nu înseamnă altceva decât să fii un mădular. Doctorul spune, uite, ți-am făcut proteza aceasta pentru o perioadă. Dar atunci când s-a întâmplat accidentul, am păstrat jumătatea de picior care s-a rupt. Și uite, în data de cât mai de curând, o să facem un intervent, o operație și o să spunem piciorul tău. Și Dumnezeu face această, adică doctorii cei mai specialiști fac această operație, reușesc și acum omul acesta are piciorul normal. Circulă sângele pe piciorul acela. Poate să sufere dacă te lovești undeva, suferă și piciorul. Când aveai proteză, nu suferă. Dar acum, pentru că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a făcut pe toți mădulare în trup, ca să suferim, să ne bucurăm cu cei care se bucură, să suferim cu cei care suferă, asta înseamnă să fim mădulari în trup. Dacă anul acesta care s-a scurs pentru voi, care veniți la biserică, vă dați starea pentru casa Domnului, noi vrem să fiți mădulare în trup. Și cred că nu numai noi. Nu o facem pentru interes, nu o facem pentru că oricum 7-8 cât sunteți, biserica oricum va merge. Dar am dorința ca să fiți mădulare în trup. Și zic ca Dumnezeu să mă binecuvânteze la lucrul acesta. Amin. Am depășit cu 3 minute în cerere tare. Zic ca frații noștri să mai laudă pe Dumnezeu cu o cântare. Și după această cântare, din nou ne vor ridica picioare. Vom înainta înaintea Domnului. Vă rog să mă iertați dacă am fost prea... Am plictisit, n-am vrut să plictisesc pe nimeni. Dar prin tot ceea ce a fost scris aici, vreau să vă spun, am vrut să încurajez și pe alții că Dumnezeu nostru este viu. El a murit, a înviat
și este viu în vecii vecilor. Amin. Și Dumnezeu poate. Lăudăm pe Dumnezeu, după care ne vom ridica în picioare și ne vom ruga ca Dumnezeu să ne vorbească prin slujitorul său, prin Tatăl nostru Petrică, și zicem ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Amin.